Jaf cu iz de telenovelă în Bragadiro, clar văzătoare, a fost jefuită de doi bărbați. Aceștia au furat 250.000 de lei, dar și bijuterii în valoare de 50.000 de lei din casa femeii. Cei doi au fost prinși și arestați preventiv, o ocazie cu care s-au plâns jurnaliștilor că de fapt ei sunt cinstiți și că, de fapt, clar văzătoarea fură de la oameni. Ce s-a întâmplat? O cunoașteați pe soare, vă domnule? Ce ați vrut să jefuiți? Ce s-a întâmplat? Mai exact, ce s-a făcut cu banii? Cu bijuteriile? Nu, ia-i o poate, ca să știți. Ia, dar de ce ia? Ia-i o fură de la lume, cea la lume. Două percheziții au fost făcute la domiciliile a doi bărbați în vârstă de 38 și 33 de ani, care ar fi pătruns în locuința unei persoane din orașul Bragadiru, de unde ar fi furat 250.000 de lei și mai multe bijuterii. Oamenii legii au deschis un dosar penal pe numele bărbaților pentru săvârșirea infracțiunilor de furt calificat și conducerea unui vehicul cu numere false. Cei doi bărbați, în vârstă de 38 și 33 de ani, ar fi pătruns în locuința persoanei vătămate din localitatea Bragadiru, de unde ar fi sustras mai multe bijuterii și 250.000 de lei. Valoarea prejudiciului creat se ridică la aproximativ 300.000 de lei. În urma probatorului administrat, polițiștii Serviciului de Investigații Criminale Ilfov au dispus reținerea pentru 24 de ore față de cei doi bărbați, urmând ca în cursul zilei de mâine aceștia să fie prezentați procurorului de caz din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Cornetu cu propuneri legale. Păgubita este o ghicitoare în cărți, care a fost sigură imediat după furt că hoții vor fi prinși. Care mi-ai făcut asta și mă privești? Să nu uiți că o să vină ziua judecății. Să nu uiți asta. Niciodată în viața ta să nu uiți asta. Și o să vină ziua judecății, când o să te rogi să nu fi făcut asta niciodată. Dar sper din tot sufletul să-ți fie lecție pentru un suflet distrus ca ai să treci și tu prin asta.